Consilierii PSD vor tarife mai mici pentru parcarea în Constanța și în Mamaia. Socialdemocrații cred că prețurile de acum îi alungă pe turiști și cer modificarea urgentă a regulamentului parcărilor. Printre schimbările propuse de PSD se numără parcare gratuită în timpul nopții și în Constanța și în Mamaia și desființarea zonei de parcare 2. Socialdemocrații au strâns recomandările lor într-un proiect de hotărâre pe care l-au depus ieri la primărie. În paralel, consilierii PSD solicită actualei administrații, condusă de Virgil Chițac, să facă publice datele cu sumele încasate din parcare în ultimul an și să spună clar cum vor fi folosiți acești bani. Proiectul pe care l-am depus ieri vine și spune foarte clar și vrea să schimbe următoarele aspecte. 1. Tariful pe zona 0 să fie 2 lei, inclusiv TVA. Tariful pe zona 1 să fie 1,5 lei pe oră, inclusiv TVA. Ne dorim să desființăm zona 2 și cu asta cred că vom rezolva foarte multe probleme pe care constanțenii le au. Ne dorim ca parcarea să fie gratuită în intervalul orar 20-8 dimineața. Abonamentul pentru zona 0 să fie valabil și pentru zona 1. Posibilitatea de a achiziționa abonamente pe 13 ore pe o zi, pe 7 zile, pe 30 de zile, pe un an.